casa în care o să intrați este singura casă, drept proprietate, pe care a avut-o tatăl său, învățătorul Vasile Redrian. Terenul pe care învățătorul și-a ridicat această casă a fost donat de către un personaj din romanul Ion, la care Liviu Redrianu i-a păstrat numele adevărat. Este vorba despre preotul Ioan Belciuc, în paranteză Pămătuful. Aici Liviu Redrianu și-a petrecut toate vacanțele lui liceale și academice și a stat între anul 1908-1909 până a plecat la București. După cum bine știți, nu vă aflați în satul natal al romancierului. Liviu Redrianu s-a născut tot la noi în județ în 27 noiembrie 1885 într-un sat de la poalele munților Țibleș, sat pe nume Târlișua, pe care Redrianu nu l-a cunoscut niciodată, nici măcar pe hartă. A fost primul din cei 14 copii pe care i-a avut tatăl său, Vasile Învățător, deloc din comuna Chiuza, și mama Ludovica, casnică, deloc din orașul Betlian. Din 14, doar 9 au depășit majoratul. La 2 ani jumate de la nașterea sa, familia a fost mutată în comuna Maieru, o comună mare și bogată, la 9 km distanță de orașul St. George Băi, unde Redrianu a crescut și a copilărit. Cu apelativul "Iubiți părinți", examenul de primire l-am pus și loc. Am umitare bine. M-am îmbrăcat în haine cătunești. Trimiteți cele cămăși și altele, dacă se poate. Semnează Liviuț. Situația materială a familiei fiind precară, mama lui a vrut să-l facă preot. Tatăl a vrut să-l facă învățător. Lui a plăcut medicina. Dar toate trei variantele au căzut. Crezând că o să ploie cu parale în armată, dar s-a înșelat amarnic. Redrianu se întorce înapoi la Budapesta, termină Academia Militară cu nota 10 și lucrează timp de 17 luni ca ofițer în armata austro-ungară. Debutul și-l face la Sibiu, în revista Luceafăru cu novela Codria. În anul 1909, Redrianu se hotărăște definitiv să treacă Carpații în România Mare, mai precis în capitala țării București. Condus fiind la gara din orașul Năsăud de către tatăl său, la despărțire tatăl îl îmbrățișează și cu ochii în lacrimi îi spune următoarele cuvinte: "Liviuț, să-ți ajute bunul Dumnezeu să ajungi cât coșcuc de mare." Ajuns la București, Redrianu debutează cu Volbura Dragostei, face traduceri din limbile germană, maghiară, franceză în limba română, limbi pe care le cunoștea la perfecție. Înființează și conduce mai multe reviste: Mișcarea Literară, România Literară, Scena, Rampa. Nu a făcut parte nici dintr-un partid politic, cu toate că a ocupat mai multe funcții de demnitate: director la Educația Poporului, președintele Societății Scriitorilor din România, director general al Teatrelor și Operelor din România, secretar de teatru la Craiova. A cunoscut o fată de afocați, pe nume Ștefania Rădulescu, actriță cu care se căsătorește în anul 1912 și au avut o singură fată, Puia Florica Redrianu, care a decedat
în 21 septembrie 1995. Urmaș din familia lui, nu mai este nimeni, doar amintirile. Atunci dați-mi voie să fac o scurtă paranteză. Dragii mei, i-am cunoscut fata pe doamna Puia, pentru că a decedat în 1995. La ultima discuție pe care am avut-o cu domnia sa la București, printre alte întrebări, zic, stimată doamnă, ce părți negative avea maestru? Se uită la mine, ascultă băiețașule. Tatăl meu fuma foarte mult. Cât fuma, stimată doamnă? A făcut cu degetul să le spui la vizitatorii tăi de la prislovnă să aud că tatăl meu a fumat peste 5 pachete de țigări pe zi și consuma pe zi peste 14-15 cafele pe care și le făcea singur cu mâna lui. Dar scria numai noaptea. Ziua nu scria nimic niciodată. Programul de lucru începea seara de la ora 8-9 până dimineață. Erau dimineți când cola de hârtie era albă, dar erau dimineți când erau scrise 5, 6, 7, 8 col de hârtie. Am încheiat paranteza. A fost mormântat la Valea Mare în curtea bisericii, dar în 27 noiembrie 1944, la insistențele lui Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, prieten bun cu romancierul, a fost dezgropat și mormântat în București, cimitirul Belu, Aleea Scriitorilor, alături de Luceafărul Poeziei Românești, Caragiale și Coșmuc. Cum a spus Rebrian, de când romanul Ion a devenit cunoscut, satul Prislop a dobândit o faimă pe care nu a nădăjduit-o niciodată. Personajele din romanul Ion au trăit în această localitate. În casa părintească, sala a doua, partea dreaptă, o să vedeți modelul Anei din roman pe numele adevărat Rodovica Boldijer, care a murit în 6 decembrie 1973, iar Iona Glanetașului a avut casa peste drum de muzeu, casă care a existat până în 1947. Dați-mi voie să vă citesc ceva. După cum mărturisește însuși scriitorul mai târziu în spovedanii, acțiunea acestui realist roman se petrece în Prislop, cu toate că ar fi avut la îndemână să folosească multe alte localități prin care a trecut și a locuit cu familia sa în copilărie sau pe unde a mai cutreierat și singur. Citesc pe Rebrian. Întors în Ardeal, m-am stabilit la Prisloc. Aici am luat contact cu țăranul român. Aici l-am cunoscut mai bine. Aici m-am împregnat de toate suferințele și visurile lui. Lucruri care aveau să treacă mai târziu în literatura mea. Astfel, în martie 1913, a început să scrie la primul roman, care se numea Zestră. Scriind cam 300 de pagini. Ulterior, această scriere a fost abandonată o perioadă de aproape 3 ani, până în 1916. Timp în care scriitorul și-a limpezit gândurile. Apoi, în august 1916, într-o noapte, a reluat de la început rescrierea romanului, care avea să fie împărțit în 13 capitole, la care va lucra 2 ani. Tot acum se va schimba și titlul romanului din Zestrea în Ion. Acest prim roman al lui Rebrianu a întrunit nu numai sufragele criticilor, dar mai ales pe ale marelui public. În câțiva ani s-au tipărit 6 ediții, reprezentând peste 65.000 de exemplare, fiind cel mai mare tiraj la care a ajuns romanul românesc până la acea vreme. Academia Română
va premia romanul Ion cu marele premiu Năstureri în 1921. Valoarea acestui roman va fi dată însă și de faptul că va fi bine apreciat internațional, fiind tradus în peste 30 de limbi și în peste 40 de țări. Ei au avut 6 copii împreună. Mai trăiesc două fete în localitate. O fată are 93 de ani și una 85-86. În roman, Ion moare omorât cu sapa de George că-i făcea curte la Florica. El moare de moarte naturală în 35. Aici apare ficțiunea. În timpul regimului trecut, Ana era vizitată acasă de foarte multă lume. La un grup de studenți, o studentă îi pune următoarea întrebare. Lele Rodovică, ce părere ai dumneata de cartea pe care a scris-o Reprianu Roman Ion? Și e și dumneata în carte acolo. Vă rog să mă credeți, era o femeie tare, tare zgârcită la vorbă. Și era săraca și analfabetă. Preotul Belciug i-a citit romanul Ion, dar îi dă răspunsul. Ascultă, domnișoare, tare fain a scris domnișorul Liviu cartea aia. Dar un singur lucru rău a făcut cu mine în carte. Care? N-o trebuie să mă spânzure.